Salutare! Mate 50 Pro, Google Pixel 7 Pro și S23 Ultra, iar ăsta este comparativul de performanță, atenție, dintre cele trei telefoane. O să începem direct cu senzorii de amprente, da? Cât e unul pe rând. Și încă o dată, de această dată o să apăs foarte puțin, o să iau repede degetul, doar cât ating. Deci nu merge pe Mate 50 Pro așa, dacă apăs un pic mai mult merge. Nici pe Pixel 7 Pro nu merge, trebuie să apăs un pic mai mult, practic apăs un pic mai tare și merge. Hai să vedem pe S23 Ultra. Nici pe el nu merge. Trebuie să apăs un pic mai mult. Deci, practic, merg cam la fel senzorii de amprente pe aceste trei telefoane. Însă, parcă pe Mate 50 Pro mi-a dat cele mai multe rateuri, însă, mare atenție, aici mi-a fost cel mai incomod cu mâna dreaptă, da? Să pun degetul pe senzor, poate și asta e cauza, da? Acum, mare atenție, vorbesc aici de comparativ de performanță, deci nu ne interesează bateria. Despre asta discutăm într-un alt clip și deja mi se pare interesant ce observ pentru acel clip, dar oricum mai multe detalii acolo, da? În primul rând am închis tot din fundal, iar pentru primul test o să le iau pe rând pe toate și o să vedem care telefon deschide cel mai rapid aceste 8 aplicații mai esențiale, să zic așa, pentru un telefon. Deci să vedem cum se mișcă așa prin sistem, fără jocuri, fără nimic mai high-end, așa să zic. Și o să încep cu Mate-ul, evident. Care a intrat mai repede, o să clarific evident la editare. Cumva cred că S23 Ultra, cu toate că eu le-am scos din fundal, le-a rămas aplicațiile acolo în fundal, așa că eu am să le închid din nou din fundal și o să le dau câte o repornire la fiecare, da? Ne mai uităm o dată în fundal, n-avem nimic și refac testul, da? Ok, foarte similar, sincer nu văd diferențe, parcă totuși S23 Ultra merge mai rapid decât celelalte. Dacă nu le puneam lângă alta, nu o să vezi diferențe. Oricum, rămâne de văzut chestia asta la editare.
Acum, ce mi se pare interesant la acest test, Wildlife Extreme Stress Test, este faptul că Mate 40 Pro intră grav, dar grav în throttling. Cel mai slab scor este mult mai slab decât cel mai slab scor de la Pixel 7, de exemplu. Iar cel mai slab scor de pe S23 Ultra este mai bun decât maximul scos de Mate 40 Pro. Deci S23 Ultra pe hârtie e net superior celorlalte două telefoane dintr-un buget similar, putem zice, da? Acum, Mate-ul se vede clar pe curba de stabilitate e varză. Eu zic că nu gestionează bine acest lucru, iar Pixel-ul și Samsung-ul o fac mai bine din punctul meu de vedere și Pixel-ul este cel mai stabil, da? 85% stabilitate, ceea ce eu zic că e foarte bine, chiar dacă scorul este mai mic. Acum, Pixel-ul este practic de două ori mai slab decât S23 Ultra și cam cu 50% mai slab decât Mate 50 Pro. Deci Pixel-ul e cel mai slab, după aia Mate 50 Pro și S23 Ultra. Era de așteptat. Încă o chestie interesantă, pot să zic, de la 95% la 84%, de la 91% la 83% s-a descărcat, iar S23 Ultra s-a descărcat cel mai mult procentual, de la 94% până la 82%. Din nou, Pixel 7 este în evidență cu faptul că a crescut de la 30% la 38%, deci cel mai puțin, versus 28-42 pe Mate 40 Pro și 29-43 de grade pe S23 Ultra. S23 Ultra stă cel mai prost din acest punct de vedere. Iarăși, Mate 20 Pro variază cel mai mult, după aceea S23 Ultra și după aceea Pixel 7 din punct de vedere al FPS-urilor, da? Pe parte de sunet, Mate 50 Pro cu S23 Ultra s-aud foarte, foarte similar. Parcă totuși Mate 50 Pro ceva mai bine așa după urechea mea, dar oricum sunt foarte, foarte similare. Și într-adevăr, Pixel 7 este net inferior celorlalte două, dacă e să le punem în comparație directă, cum am făcut eu acum. Da, chiar îți dai seama de diferență. Pixel 7 Pro sună mult mai plat decât celelalte două, da? Deci merge și pe Ultra HD, numai că am uitat eu să-mi descarc, da? Ideea e că n-avem 90 de FPS-uri pe niciunul dintre aceste 3 telefoane și că pe toate merge efectiv la fel, da? Îți reamintesc că ăsta avea scorul de 2 ori mai mic față de S23 Ultra când vine vorba de sintetice ce au legătură cu partea de gaming, deci cu partea grafică. Și ce să vezi, în PUBG merg efectiv la fel aceste telefoane, da? Toate trebuie și foarte repede pe joc, o să continuăm cu Apex Legends, aceleași setări din nou, da? Poți să le vezi și tu, sunt efectiv aceleași setări. Dacă schimb pe high, automat o să sară pe extrem HD pe toate, da? Merge cu ultra FPS pe toate, din nou efectiv aceleași setări. Hai să vedem dacă ne mai apare încă o setare de 90, dar nu ne apare. Nu știu dacă ai observat, dar pe S23 Ultra am intrat tot timpul ultima dată și tot timpul intră prima dată pe joc. Deci se vede clar aici diferența de performanță, da? Dacă asta te interesează să intre cât mai repede pe aplicații, mai ales pe aplicațiile astea mari, trebuie să alegi S23 Ultra. Însă din nou, dacă venim aici la setări, o să observăm că jocul merge la fel. Când m-am dus pe Very High FPS, când îmi sare pe Max FPS. Deci din nou merge la fel. Hai să vedem dacă pun pe medium, nu, tot așa sare, pe medium tot îmi sare și punem din nou aici pe medium, tot sare la maxim FPS. Acum, din ce am observat eu, în urma rezultatelor sintetice, a celor din viața de zi cu zi, dar și în urma rezultatelor din jocuri, da, S23 Ultra este teoretic mai bun, dar în practică, dacă ești un utilizator obișnuit, nu o să vezi diferențe mari între ele, ba chiar nici măcar diferențe sesizabile, să zic așa. Acum, clar, Mate 50 Pro intră în throttling grav dacă ai o utilizare foarte intensă, adică nu ți le recomand sub nicio formă la game.
gaming competitiv, dar dacă te vei mai juca din când în când, e ok. Însă nici S23 Ultra nu ți le recomand la gaming competitiv. Se vede că nu este optimizat bine pentru jocuri. Practic, un Poco X4 GT de vreo 1700 de lei duce PUBG-ul la 90 de FPS-uri, iar acest S23 Ultra, care e de vreo 2 ori mai puternic, nu poate acest lucru? Hai să fim serioși. E lipsă de optimizare doar. Evident, scopul principal al celor 3 telefoane nu este nici de departe gamingul, dar clar, toate sunt bune și la acest capitol. Și se poate să nu vezi cu adevărat diferențele față de un telefon dedicat de gaming. Poate numai dacă stai tu să le cauți din adins. Sincer vorbind, pe termen scurt sau mediu, nu ar trebui să ne luăm după cifrele din testele sintetice. Adică, dacă ai de gând să ții telefonul 2-3 ani, toate cele 3 vor merge foarte bine și după acest timp. Dar clar, S23 Ultra va merge mai bine mai mult timp, fix din cauza rezervei de performanță. Dar poate și puțin ajutat de actualizările cele mai numeroase de soft. Cam asta a fost, eu v-am zis părerea, acum vreau neapărat să o aud și pe a voastră acolo jos în comentarii, iar până la următor eu vă doresc numai bine.